Marți seară, consilierii locali din Megidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii ianuarie. Pe ordinea de zi au fost înscrise 7 proiecte de hotărâri care au întrunit cvorumul necesar aprobării. La primul punct aflat pe ordinea de zi a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Megidia, previzionat pe anul 2018. Acesta s-a întocmit avându-se în vedere estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenței medicale. Pentru anul 2018 se previzionează un buget de 44.528.047 lei. Pentru anul 2018, bugetul spitalului trebuia redus pe alte cheltuieli decât cele de natură salarială cu 10%. Nu a fost consemnată legea respectivă în raportul de specialitate și în expunerea de motive a proiectului, motiv pentru care am întrebat pentru a fi consemnat că s-a respectat, cum a spus domnul manager, a fost respectată ordonanța 90. Printre proiectele de hotărâre adoptate de aleșii locali din Megidia s-au numărat și stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și poliției locale Megidia, începând cu 1 ianuarie 2018, și stabilirea indemnizației lunare pentru consilierii locali, începând cu 1 ianuarie 2018. Deși proiectul de hotărâre care stabilea indemnizația lunară a consilierilor locali a întrunit cvorumul necesar aprobării, au fost și aleși care au acordat vot negativ acestui proiect. Nu puteam să votez pentru că nu mi se pare normal ca un cetățean în orașul Megidia sau chiar și în această țară să lucreze 164 de ore pe lună și să ia aproximativ între 1100 de lei, 11 milioane vechi și 12 milioane de lei, iar de consilierii au ridicat mâna și au votat și-au majorat indemnizația aia cu peste 50% și au ajuns exact ca un cetățean care lucrează 64 de ore, au ajuns la 11.500.000, 1.150 de lei. Cetățenii ne-au trimis pe noi în acest consiliu să le reprezentăm interesele, nu să ne mărim indemnizațiile. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca toți cei care sunt aleși consilieri, înainte de a fi trecuți pe niște liste de consilieri sau să candideze independenți, ar trebui ca aceste indemnizații să nu existe, pentru că de asta ne-au ales cetățenii să reprezentăm interesele lor. Consilierii locali au aprobat și propunerea de acordare a calificativului foarte bine performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Megidia, județ Constanța, pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Având în vedere că anul acesta am și lucrat, am colaborat cu dumneaei, am apreciat-o și din punct de vedere al omului din executiv și am avut anumite inexactități sau nereguli în relația noastră, nu numai a mea în relația cu ea, ci și a colegilor mei, constatate în acest an. În sensul că din raportul de evaluare nu am fost de acord cu anumite articole privind modul în care colaborează cu colegii, modul în care colaborează cu Consiliul Local, modul în care apreciază să facă, să aducă la cunoștință materialele Consiliului Local sau să lămurească consilierii în privința proiectelor. Dânsa are un raport de evaluare realizat în fiecare an de către primar. Este normal, e aprecierea domnului primar care colaborează în mod direct cu dumneaei. Noi, consilierii, avem o altă posibilitate de a aprecia prin votul nostru și mai mult decât atât, eu fiind și în executiv, am avut alte relații în legătura cu dânsa. Și ultimele, dacă vreți să intru în amănunte, deși nu aș vrea să mai mi-aduc aminte, este tocmai conflictul care s-a generat între mine și primar, a pornit de la o inexactitate sau o problemă pe care dânsa mi-a atenționat-o. Toată ziua mi-a spus că lucrurile stau într-un fel în ceea ce privește un proiect de hotărâre de consiliu.
în fața domnului primar a afirmat altceva, în ședința de Consiliu a afirmat altceva. Iar eu, în baza celor afirmate de dumneaei, în relația de colaborare și colegialitate pe care o aveam, am ținut cont și de părerea dumneaei, motiv pentru care vă rog să mă credeți că de fiecare dată am suspiciuni în modul în care abordează dumneaei hotărârile de Consiliu. Tot în ședința lunii ianuarie a fost aprobată și actualizarea devizului și a indicatorilor tehnico-economice investiției. Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Megidia, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018. Conform legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, aceștia pot efectua acțiuni de curățenie în incinta curților și instituțiilor de interes public, ale unităților de învățământ, în zonele platformelor de gunoi, precum și alte activități de interes public local.